Salutare prieteni! Astăzi vom discuta despre un subiect care ne preocupă pe toți. Traficul rutier, traficul rutier al viitorului, dacă putem să spunem așa. Și pentru a aborda acest subiect care, iată, ne mănâncă de la propriu și la figurat, l-am invitat alături de noi pe domnul Cătălin Olteanu de la compania ALD Automotive. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Sau automotive, nu? Cum, cum se potăm franceză, în engleză, în română? <laughs> în română, el de Automotive. Este o companie internațională. E adevărat că acum este deținut de susțe general, dar e prezentă în 42 de țări, printre care România, una dintre țările unde a început activitatea acum aproape 15 ani. Atunci putem să spunem care are ADN franco-român, că tot suntem da, în sezonul da, Franța-România. Da, 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 exact. uh, și ca să facem legătura cu subiectul pe care l-am anunțat, uh, practic, uh, ar trebui să discutăm despre soluții un pic mai creative, un pic uh, altfel gândite sau gândite în afara cutiei cu care suntem obișnuiți, uh, despre gestionarea traficului rutier. Vorbim de flote. Exact. Sau de flotile, că dacă ne menținem în acest domeniu al termenilor de navigație, de mașini care ar putea să schimbe puțin modul în care se derulează traficul. Ca să punem lucrurile în context, am aflat că în Cluj există 200.000 de mașini la aproximativ 4-500.000 de locuitori din zona metropolitană și sunt foarte multe situații în care un șofer conduce o mașină și merge din punctul A în punctul B, apoi în punctul C, se întoarce în punctul A și e o modalitate nu foarte eficientă de transport, așa e? e cazul fericit în care circulă așa mult. De multe ori mașinile stau parcate și statistica asta arată nu doar în România, dar și în alte țări, că peste 90% din timp, uneori chiar 95% din timp, mașina stă în parcare. Și mașina aceea stă în parcare, în parcare care poate fi în oraș, pe trotuar, într-o parcare autorizată, în parcarea subterană a unui, unui clădit de birouri, dar cel mai, cel mai important aspect este că ea stă, nu merge. Însă, chiar dacă stă, ea generează și costuri. Și dacă vom detalia partea aceasta, o să vedem ceea ce spunem și noi clienților noștri în momentul în care își aleg o mașină prin leasing operațional, pentru că asta facem noi la LD, leasing operațional pentru. pentru Clienți de flotă sau clienți de flote mai mici, de o mașină, două mașini până la 100 de mașini, exact asta le spune. În momentul în care aleg o mașină, trebuie să se gândească la ce o folosesc, cât o folosesc și în ce zonă și pe ce, pe ce traseu. De ce să mai eficient să ai propria ta flotă decât uh, să mizezi pe, pe mașina angajaților care vrea să le decontezi cheltuierile de combustibil? Uh, în momentul în care activitatea companiei este direct legată de deplasări în interes de serviciu, este și mai sigur din punct de vedere al codului muncii, din punct de vedere legal, să ai un control asupra stării mașinii. În cazul în care se întâmplă un accident de muncă, sunt niște repercusiuni destul de importante dacă nu există un control strict al stării tehnice a mașinii. De asemenea, există aspecte legate de optimizarea traseului, de Imaginea companiei, pentru că, în momentul în care o companie dorește să aibă o flotă de anumit tip, de anumită culoare, anumită marcă, anumit model, anumite specificații, e greu să ai acest lucru dacă mașinile nu sunt ale companiei. Bun, și pentru că am vorbit de combustibil, să vedem care ar fi combustibilul viitorului. Sunt tot soiul de opinii. În urmă cu 10-15 ani. Cei care activau în acest domeniu spuneau diesel, biodiesel, da. cumpărați motoare diesel, o să avem ulei de rapiți, o să avem ulei de nu știu de care, și acela va fi combustibilul viitorului. Apoi am auzit uh, reprezentanța unor companii auto care spun benzina, avem uh, suficient petrol, uh, benzina care o să fie foarte inteligent și eficient utilizată, o să fie foarte, foarte. Uh, o soluție foarte bună pentru viitor. Alții au spus gaz, alții spun motoare electrice. Dumneavoastră, ce credeți că o să fie cu această, cu această situație? Da. Uh, avantajul uh -huh. la LD este că fiind în mai multe țări prezent, avem o imagine mai obiectivă, spunem noi, asupra ceea ce se întâmplă pe piața auto, pentru că putem vedea anumite tendințe, putem vedea anumite situații care nu sunt neapărat de un context local, de o anumită legislație punctuală sau de, de un anumit context economic punctual, ci de o zonă geografică mai largă și de anumite tendințe care migrează de la o țară la alta. În Ucraina uh, am văzut mașini care mergeau cu lemne, ca să spunem uh, și asta. Uh, da, da. Se, se întâmplă poate și acest lucru uneori, dar poate nu știu dacă erau neapărat omologate sau produse de un producător cunoscut. Poate era un antreprenor local care a găsit o, o nișă sau o oportunitate. Ce am constatat nu este că într-adevăr dieselul a fost o soluție și nu o soluție poate mai recent în România, dar dieselul a fost foarte utilizat în Europa, în Europa de vest și în alte țări ca o soluție care genera costuri mai mici. Uh, din punct de vedere al uh, exploatării, chiar dacă întreținea unei mașini diesel sau chiar prețul achiziției unei mașini diesel acum 10 ani, 20 de ani, 30 de ani era mai mare, uh, prin consumul generat și prin costul motorinei, care era mult mai redus la momentul respectiv, Uh, costul pe utilizare, costul pe kilometru, costul pe zi, costul pe lună era mult mai redus. Până la urmă, pentru utilizarea unei mașini, și asta e ceea ce spunem și noi clienților, uh, contează foarte mult nu neapărat cât costă mașina, ci contează foarte mult câte costă din punctul A în punctul B să te deplasezi cu o anumită mașină, cu anumite dotări și care îți oferă un anumit confort. Pentru că prețul de achiziție este doar poate 10% din, toată, din uh, toate variabile, reprezintă doar 10% și uh, în acest. Mix de, de variabile, intră și partea de întreținere, intră și partea de revânzare, valoarea reziduală cum îi spunem noi, adică valoarea estimată peste, peste 4-5 ani, intră costurile legate de intervale de revizie, ora de manoperă, piese, toate aceste lucruri intră într-o matrice foarte complexă care generează până la urmă o rată lunară, un cost lunar pentru a mă deplasa timp de 4 ani, să spunem, 80.000 de km, mă costă pe mine atât pe lună pentru o lată de leasing operațional. Ei, toate aceste calcule au, au, condus la concluzia aceasta că dieselul este cel mai bun timp de zeci de ani. În ultima perioadă, de când cu diesel, și toate acele probleme, s-a constatat că motoarele diesel poluează mai mult din punct de vedere al noxelor. Chiar dacă din până la de CO2 motorul benzină emite mai mult CO2, CO2 nu este atât, dioxidul de carbon nu este atât de toxic cum sunt celelalte noxe și substanțe poluante din emise de un motor diesel. De la particule de metale grele până și la Și toate celelalte nenorociri care duc la cancer și, și, alte probleme respiratorii, mai ales în marele aglomerări urbane. Și atunci, dieselul a migrat de la mai multe aglomerări urbane, unde era foarte important ca țeava de șapame să nu fie lângă uh, oamenii care trec pe trotuar sau uh, pe stradă. Uh, Lucrurile au migrat de la mașini diesel uh, din orașe la mașinile diesel care să fie folosite pentru transportul comercial, vehicule comerciale ușoare, grele, uh, transportul între localități. Iar în interiorul localităților, din ce în ce mai cerute, au fost vehicule benzină, care nu aveau aceste emisii periculoase și încet încet motoarele hibrid, care prin tehnologia lor scădeau consumul și la fel și întreținerea genera costuri mai mici, iar ulterior, pe măsură ce tehnologia a avansat, motoarele electrice 100%, aceste vehicule cu, cu motorizare integrală electrică, care generează poluare zero la locul unde este folosită mașina. Exact ceea ce vorbeam și în prima parte zile zilei la conferința organizată în Cluj pe această temă de electric drive, mobilitate urbană electrică. Circulă și un bancă pe tema asta că românii sunt gata să producă mașini cu motoare electrice, dar încă n-au găsit tehnologia capabilă să producă un ștecher lung de 200 de km. Da, 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 și chiar era și poza aceea cu prelungitorul de da. 200 de km, care poate fi suplimentat printr-o geantă foarte mare cu baterii de telecomandă care să suplimenteze. Categoric, dar dincolo, dar dincolo de glumă chiar putem să mizăm pe Motoarele electrice ca tehnologie pentru viitor? Motoarele electrice au fost folosite pentru mașini încă de acum peste 100 de ani. La un moment dat s-a creat o ruptură și uh, motoarele electrice au început să scadă ca opțiuni acum 100 de ani în uh, opțiunea producătorilor de, de a instala pe mașine produse acest tip de motorizare. Și încet uh, lucru a migrat către petrol pentru că era la un respectiv uh, o explozie a ofertei de, de petrol. Ieftin e ieftin, exact. Între timp petrolul s-a mai terminat, s-a mai scumpit și atunci uh, motoarele electrice au rămas o opțiune oarecum uh, folosită în alte industrii, în alte domenii de la, nu știu, aparate de ras până la mari motoare uh, industriale, dar nu au rămas pentru pentru mașini. Motorul electric în continuare este foarte rezistent, foarte eficient, uh, eficient din punct de vedere al resurselor consumate, pentru că la un motor termic, indiferent că e benzină sau motorină, în motor intră uh, niște litri de carburant, dar concret pe roată și pe asfalt și în, uh, în tracțiunea mecanică a, a motorului nu ajung toți acei litri, ci uh, un procent mult mai mic. Vorbim de un randament scăzut. Un randament, randament cinetic foarte scăzut. Pe da. că la motorul electric, acest randament este mult mai ridicat, iar întreținerea, uh, angrenajul, sistemele toate acestea sunt mult mai, uh, mai eficiente, dovadă că... Sunt, uh, sunt multe cazuri de specialiști, de ingineri care spun am găsit motoare de acum 20 de ani, 30 de ani electrice în perfectă stare Chiar dacă tehnologia acum 20-30 de ani nu se compară cu cea de acum Deci asta arată cât de rezistente și cât de eficiente sunt aceste motoare utilizate pe termen mediu lung și foarte lung Dar avem infrastructura necesară de alimentare pentru aceste mașini electrice sau trebuie să o pregătim înainte de a miza la modul foarte, foarte serios și pe termen pe această soluție. Da. Infrastructura oarecum este rezultatul cerii și a ofertei ca în orice alt domeniu, la fel cum s-a întâmplat la telefoane mobile sau la orice alt lucru nou apărut pe piață, unde încet, încet accesorile infrastructura au urmat cererea de pe piața respectivă. Dacă stăm să ne gândim care era acoperirea telefonului mobil acum 25 de ani, era o situație similară. Dacă e să ne gândim 100 de, acum 100 de ani câte benzinării erau în București sau în România, la fel lucrurile au evoluat. Și România stătea bine, că a fost prima țară da, care are afinat petrolul. Exact. <laughs> și cu toate astea, numărul de benzinării în București, dacă e să ne gândim acum 50 de ani sau în țară, nu era, nu era foarte mare. Lanțurile de benzinării au apărut pe măsură ce parcul auto s-a dezvoltat și în România. Înainte, când oamenii se la coadă pentru a cumpăra niște benzină în zile cu soț sau zile fără soț, atunci lanțurile de nu erau cea mai mare prioritate din punct de vedere infrastructură. Tocmai de aceea același lucru se întâmplă și în zona aceasta, la fel cum, nu știu, un alt exemplu, televiziunea prin cablu, tot așa s-a dezvoltat, tot, tot ca urmare a și oferte. Deci, în momentul de față, sunt din ce în ce mai multe inițiative și vedem asta și dacă instalăm o aplicație de a urmări stațiile de încărcare disponibile și vedem că stațiile disponibile în România, față de acum un an, doi ani, trei ani, sunt, sunt în permanentă creștere. Acum am ajuns, dacă nu mă înșel, la circa 250 de stații de încărcare, ceea ce înseamnă că am cu 50% sau chiar mai mult față de acum un an sau acum doi ani. Deci în fiecare an se adaugă stațiile de încărcare, mai ales în marile orașe deja lucrurile sunt acoperite foarte bine. Și ce e îmbucurător este că inițiativa aceasta nu aparține neapărat statului, ci sunt inițiative foarte multe, inițiative private. Dacă ar fi să dați un sfat unei companii care vrea să-și cumpere o flotă de mașini în Cluj, care ar fi acest sfat? Pe ce să mizeze? Sau ar fi o soluție mixtă? Cum, cum ar fi? E, e foarte bine, cum a spus, faptul că e o soluție mixtă. Nu recomandăm ca o companie să schimbe acum flota integral pe mașini electrice, ci recomandăm un mix. Exact cum spuneam și mai devreme, nu este mașina perfectă pentru orice situație, ci contează foarte mult utilizarea. Și atunci, în funcție de ceea ce fac, în funcție de activitatea economică a acelui, a acelui client, putem recomanda ce este mai bine. Pentru transport de marfă, în continuare, nu există o altă soluție disponibilă în mod real decât acele clasice dubițe de mașini de marfă care sunt diesel adică asta este realitatea și pentru transportul între orașe este soluția cea mai eficientă din punct de vedere costuri. În schimb, în interiorul orașului, pentru, să spunem, distribuție, pentru clasele mici B, clasa B, clasa C, clasa A, există deja soluții hibrid există soluții de mașini electrice care pot acoperi foarte bine aceste nevoi, mai ales că în oraș, în medii, indiferent că e România, București, Cluj, Franța sau Germania sau Austria, utilizarea medie a unei mașini este de circa 45-50 de km. Și atunci, în momentul de față, cam orice mașină electrică face față fără probleme la această utilizare și printr-o încărcare, să spunem, săptămânală, ceea ce este mai mult decât comod. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare la această emisiune. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Aștept pentru... să discutăm și despre drone, pentru că am văzut că în Dubai și în Texas deja oamenii testează modalitatea de transport aerian cu ajutorul dronelor controlate. Cred că și la noi o să ajungă, nu peste multă vreme, da. mai ales că suntem pasionați de tehnologie. E foarte interesant cât de repede au avansat lucrurile, inclusiv pe zona aceasta de condus autonom, telematică, tehnologie și deja partea de motor la o mașină este o discuție marginală. Toată lumea vorbește despre orice altceva în afară de motorul mașinii care e ceva gen uh, implicit. Da, categoric. Mulțumesc tare mult, Și ne mulțumim. Vă mulțumesc, ne vedem pe net.